La câțiva metri de locul în care a fost găsit cadavrul bărbatului pe pasarelă, anchetatorii au găsit și lucrurile acestuia. O geacă și un rucsac care conținea obiecte pentru igiena personală erau lăsate pe malul apei. Din acest motiv, oamenii legii spun că există posibilitatea ca bărbatul să se fi sinucis. Persoana decedată se numește Neagu Gabriel, este de undeva din Onești și o să facem verificări care este mobilul pentru care s-a aflat în stațiunea Mamaia. Nu sunt suspiciuni cu privire la cauza mărții. În urma necropsiei se va stabili cu exactitate cauza decesului. Practic este o sinucidere. Cel mai probabil, deocamdată, cel mai probabil, cred că e vorba de o sinucidere. Am văzut că era divorțat, fără familie. Din verificările efectuate, a terminat liceul de marină în Constanța. E posibil să fi venit la muncă, să caute de muncă sau să își revadă niște prieteni, probabil, sau... O să facem verificări să vedem dacă a fost cazat la vreo unitate hotelieră și, în funcție de aceste cercetări, o să întregim toate lucrurile. Da. Trupul neînsuflețit a fost găsit de un turist care făcea jogging. Descoperirea macabră vine la mai puțin de 24 de ore după ce pe plaja Trei Papuci a fost găsit cadavrul unei femei. Era vorba despre o femeie din Cobadin care a fost dată dispărută miercuri. Oamenii legii spun că nu există nicio legătură între cele două cazuri.